Oficialii Direcției Agricole Sălea spun că producțiile agricole obținute în acest an în județul nostru sunt mai mici, de vină fiind în primul rând grindina din primăvară și seceta accentuată. Directorul Direcției Agricole Sălaj, Valentin Duca, a declarat că probleme sunt inclusiv în cazul fructelor, producția fiind aproape inexistentă în acest an, mai ales la mere și prune. Deci la cartofi, legume, recoltările s-au terminat, la porumb suntem cam la vreo 20%, floarea soarelui spre terminate, din păcate producțiile sunt mai mici decât anul trecut, în sămânțările la rapiță avem vreo 280 de hectare față din 250 care au venit propunerile de la producătorii agricole. La grâu avem însămânțat până data actuală în jur de 1.300 de hectare din vreo 11.000 de hectare. Și aici, odată ce perioada optimă se apropie de sfârșit, în zona noastră perioada optimă în jur de 25 septembrie până prin 20 octombrie, orice zi de întârziere duce la diminuarea producției, este recomandat ca producătorii agricoli să-și mărească doza, adică cantitatea de sămânță care o dau la hectar și ajungă până la 280-300 de kg la hectar. Și în special mă refer la producătorii agricoli care folosesc sămânță din ambar, sămânță neselectată, netratată, unde este obligatoriu pentru a nu avea surpriză să meargă cel puțin la 300-310 kg de sămânță pe hectar.